Un punct material are o mișcare circulară dacă traiectoria lui este un cerc. Deoarece ca origine a axelor de coordonate este ales de obicei centrul cercului traiectorie, vectorul de poziție se numește în acest caz rază vectoare, pentru care modulul constant și egal în orice moment cu raza cercului traiectorie. Aici vedeți razele vectoare R1 și R2 pentru pozițiile A și B ale punctului material, iar cu roșu vedeți desenată traiectoria dintre A și B. Lungimea arcului de cerc AB, notată cu delta L, este spațiul parcurs în această deplasare, iar unghiul alfa este unghiul măturat de raza vectoare în timpul deplasării. Viteza liniară se definește ca fiind raportul dintre delta L și delta T, iar raportul alfa supra delta T se numește viteză unghiulară și se măsoară în radiani pe secundă. Viteza unghiulară este foarte utilă în cazul discurilor, deoarece punctele de pe disc, deși au viteze liniare diferite, au toate aceeași viteză unghiulară. În acest desen puteți vedea vitezele instantanee corespunzătoare pozițiilor A și B, iar relația de jos ne arată că ele sunt egale în modul, lucru adevărat și pentru razele vectoare. Timpul în care mobilul descrie un cerc complet se numește perioadă, notată cu litera T mare, iar numărul de cercuri descrise într-o secundă se numește frecvență, notată cu litera grecească nu. După cum observați, cele două mărimi sunt una inversa celeilalte. Avem câteva relații foarte importante între viteza liniară, viteza unghiulară, perioadă și frecvență, sunt cele scrise cu albastru. Dacă translatăm viteza V2 în originea vitezei V1 și desenăm vectorii delta V și delta R, observăm două triunghiuri asemenea, triunghiul vitezelor, desenat cu albastru, și triunghiul spațiilor, desenat cu negru. Folosind relațiile de asemănare, se poate găsi relația pe care o vedeți pentru accelerația instantanee a mișcării, accelerație care se numește accelerație centripetă, pentru că este orientată spre centrul cercului traiectorie. În mișcarea circulară uniformă, accelerația centripetă are modulul constant și este în fiecare moment perpendiculară pe viteza instantanee. Dacă la un moment dat accelerația nu este orientată spre centrul cercului pe care se mișcă în acel moment mobilul, atunci ea are față de traiectorie două componente, așa cum vedeți în desen. AT, componenta tangențială, care modifică modulul vitezei, și AN, componenta normală, care modifică orientarea vitezei. Dacă traiectoria rămâne sau nu un cerc, depinde de cum evoluează în timp cele două accelerații. Pentru că viteza liniară se poate scrie V egal cu omega ori R, obținem, dacă traiectoria rămâne cerc, prin împărțire la delta T, relația pe care o vedeți, unde delta omega pe delta t se numește accelerație unghiulară. Și în acest caz avem această relație între accelerația tangențială, accelerația unghiulară și rază.